plecat la spital sau de un doctor psihiatru. Niciun absurd. Este de medicamente, sunt liniștiți, dar aceste medicamente sapă pe pic la sănătatea sistemului nervos și cei care neculesc sau să fie ucid sau mor și așa mai departe. Și așa cum vă spun și eu și cum vă spun de pe Eopa, cum vă și la Tirentia, bolnavi care s-au vindecat prin rugăciune preoților, am văzut foarte mulți. Dar ce s-a întâmplat în țară a fost această prilej extraordinar pentru presă, ca să arunce cu noi asupra tezii Bisericii Ortodoxe, să spună că suntem niște oameni care ținem de evit mediu, că noi creăm în Dumnezeu și facem tot felul de farmece și așa mai departe, lucruri foarte grele. Nu am citit toate articolele, m-au scârbit asta din dar cele care îi s-o puteam eu pe noi specifice, am citit mai ales pe acest teolog ortodox, care a inventat întotdeauna dependența unor călugări, celor mai buni călugări. Părinte Justin a fost și la Rusiei, mai buni călugări, că ei depind de Rusia. Ceea ce este o minciună sfârșită și o intenție demonică de a veni în Biserica Ortodoxă în cei mai buni călugării noștri. Fraților, să nu ne lăsăm duși de raționamentele politice de oamenilor de astăzi, sau raționamentele presii, pentru că ei sunt slujitorii satanici. Unii sunt oameni buni, și aceia îi recunoaștem și îi iubim. Alții sunt, indiferenți poate, alții sunt depravați. Și fac tot felul de gest de articole depravate, dar majoritatea lor sunt dominați de satana și departe de credința creștină. Ei gata să întrupe orice principiu, gata să ia orice cuvânt, să-l întoarcă împotriva bisericii. Din cauza aceasta, biserica suferă. Din cauza aceasta, mi-a scris o fată din România, când a citit articolul meu și a spus, Părinte, mi-este rușine că sunt ortodox. Acolo s-a omorât o femeie, fără să știe despre ce este acolo. Am luat prima afirmație a unui nemernic de Apicler și a spus, dacă ți-e rușine de ortodoxie, du-te la mormoni și lasă ortodoxia în pace, că și va fi, și pentru tine mai bine, va fi spre noi mai bine, la care îți spune Dumnezeu. Nu mai răspund. Adică să lasă înșelată, vedeți că nu creează diavol. Să părăsească biserica, să ducă în altă parte, e rușine că este ortodoxă, e rușine că este româncă, și mai departe. Sunt niște lucruri care vin de la satan. Și este foarte perfid, diavolul e foarte perfid, este foarte deștept. Niciodată să ne gândim că noi putem să-l înfrângem pe diavol prin cuvânt sau prin înșelătorie. El este deștept, foarte deștept. El cunoaște Scriptură. Când a zis să-i pe Iisus, a citat din Scriptură. Și Iisus le răspuns tot cu ceată din Scriptură, zăvorându-l. Dar noi nu cunoaștem Scriptură. Așa cum a spus data trecută, când pe Patriarhul Platon, când Sultanul a cerut să mute munte de părinte, a spus, Domnule, așa este o ispitire, noi nu aveam prea credință, noi nu aveam credință care e multe multe lucruri, nu aveam credință cât un credință de ajustat, ne ispitiți, dar o să ne rugăm, o să facem. Așa și aici, ei fac ispitire. Ispitire sunt, tot demonii ce fac ispitire, ispitire sunt inimile noastre. Că imediat, imediat el pune împreună, diavolul pune îndoială în inima noastră și în mintea noastră. Oare așa a fost? Nu cumva a fost așa. De aici se deschide o poartă pentru ispitiri și toate tot ce a citit întărește în voi îndoiala și devine ca devine o accepțiune de voi. Să știți că toate întâmplările acestea, așa cum le vedeți, au în spatele lor o rațiune divină. Au în spatele lor un motiv în care Dumnezeu le îngăduie sau le înlătură. De aceea, pentru noi, nu există hazard în plan. Pentru noi creștini, nu există hazard în plan. Noi este mai voința divină, providența lui Dumnezeu, care are grijă. Pentru noi nu există destin. Pentru noi există voința lui Dumnezeu care conduce această lume. Dacă judecăm așa, nu ne vom lăsa ispitiți. Și am luat acest prilej cu vindecarea celor doi îndrăciți, ca să știți exact ce a făcut Iisus acolo, care a poruncit. Așa a făcut Părintele Daniel.
Acum sunt două partide. Partida celor care se păstrează și cei care acceptă preferința în el, iar partida celorlalți care se ridică împotriva acuzaților și care îi scăgează, o acuzează pe doctorița care a fost pe injecție. Părinte Daniel n-a avut intenție criminală, împotrivă, și doctorița n-a avut intenția criminală, ci împotrivă. Ea a vrut să dea, să le dea viața corpului. Este o injecție prea mare care a ucis-o imediat. Dar nu intenția a fost să o moară.